Bine ați venit la povestea de seară! Astăzi vă citesc povestea băiețelului care trăia pe lună, scrisă de Maria Papaiani și Efi Lada. Cui nu-i place să aibă prieteni? Cui îi place să se joace singur? Arată-mi, te rog, o astfel de persoană dacă poți. Nu? Ei bine, arunc o privire acolo sus. Poate te întrebi sus unde? Sus, sus de tot! Uită-te printre stele! Acolo, sus pe cer, într-un loc aflat foarte departe de pământ, trăia un băiețel. Lumii! Lumii! Îl strigă mama sa. De ce nu ieși să te joci cu celelalte steluțe? Dar acest băiețel Lumii prefera să-și petreacă timpul singur, singurel. Eu sunt mai bun decât ceilalți. Când voi crește mare, voi fi mai strălucitor decât toate stelele de pe aici sau de oriunde altundeva. M-am pe mine și nu am nevoie de nimeni altcineva. La asta se gândea el când deodată a văzut o rază de soare. Era puternică, rapidă și foarte diferită. Uite, ea e cu adevărat cineva. Așa arată puterea. Ia privește cum aleargă. Uf, ce norocoasă e! Călătorește, are parte de aventuri? Asta da viață, se gândi el. Și hotărâ să sară pe spatele ei. Alergau atât de repede de parcă alunecau pe un topogan imens. Deodată, hop, au aterizat pe pământ. Hei, rază de soare, așteaptă-mă! Eu nu aștept, nu am nevoie de nimeni. Exact asta spun și eu de obicei. Nu-mi pasă ce spui tu de obicei, eu nu am nevoie de o luminiță mică și neînsemnată ca tine. Cei care strălucesc mai slab decât mine mă plictisesc îngrozitor, spuse scurt raza de soare, după care a pornit din loc. Lumii privi în jur, încercând să-și dea seama unde se află. La școală avea adesea lecții despre pământ. Știa despre piramide, dar nu le vedea nicăieri prin apropiere. Știa despre muntele Everest sau despre deșertul Sahara, dar nu păreau să fie pe acolo. Știa despre turnul din Paris sau despre marele ceas din Londra, dar nici pe acelea nu le vedea. Erau însă atât de multe lucruri despre care nu știa nimic. Și cu siguranță nu știa cât de singură se poate simți o luminiță atunci când își privește casa de jos, de pe pământ. Oare visez? Sau chiar ești o luminiță din cer? Se auzi un glas subțirel. Lumii văzu lângă el o luminiță cu aripi. Imediat își aminti sfatul numărul 1 al mamei sale. Nu vorbi cu străinii. Dar apoi își aminti și de sfatul numărul 2. Fii mereu politicos. Așa că răspunse, da, chiar sunt, mă cheamă Lumii, tu cine ești? Mă numesc Mina, sunt un licurici și mai sunt mulți ca mine. Sunt mulți așa ca tine? O, da, o mulțime, mulți, foarte mulți și toți arătăm la fel. Eu n-am mai văzut pe nimeni ca tine, ești primul licurici pe care l-am întâlnit. Ești specială. Specială? Îmi place asta. Ce dar să-ți ofer în schimb? Nu am nevoie de nimeni și de nimic. M-am pe mine, îi spuse Lumii foarte serios. Dar arăți un pic cam trist, sau mi se pare? M-am rătăcit. Asta e tot. A, păi asta nu e o problemă. Nu te îngrijora. Urmează-mă. Știi tu unde locuiesc eu? N-ai spus tu că sunt specială? Ar trebui să știu și eu câte ceva. Și micuța își luă zborul râzând. Am ajuns, dar aceasta nu e casa mea. Știu, știu, dar aici vin oamenii ca să studieze stelele. Și de ce studiază ei stelele? Ei bine, pentru că sunt frumoase. Cine? Stelele? Lumii se uita printr-un ochi imens și își văzu casa și iar privi ce frumos arăta totul când privei de la distanță. Căută și iar căută ce mică părea casa lui când o privei din depărtare. Mamă! Vino să mă duci acasă, mamă, șopti el cu tristețe. Mina l-auzi și se gândi repede ce să facă. Am să te duc la doctor, spuse ea. Și fără să mai piardă o clipă, îl luă pe Lumii și îl duse la doctor. Ce te doare, întrebă doctorul. Mi-e dor de mama mea. Dar asta nu e o boală. Știu, dar mama mea e foarte departe. Așa ceva nu se poate vindeca, răspunse medicul. Totuși, acesta a început să caute prin toate cărțile pe care le avea în bibliotecă, exclamând din când în când, O,
A, O, O, E. Lumii și Mina îl priveau cu ochii mari. Îmi pare rău, spuse doctorul, în cele din urmă, dar chiar nu te pot ajuta. Tot ce pot face e să-ți dăruiesc batista mea cea nouă. Lumii umplu batista cu lacrimile sale. Plânsul nu te ajută la nimic, spuse Mina. Dar mă simt atât de singur. Sunt sigură că la tine acasă, acolo sus, ai mulți prieteni care îți duc dorul. Lumii se simți rușinat să spună adevărul. Ai dreptate, dar aici jos nu am pe nimeni. Dar atunci eu ce sunt? Tu ești un licurici, curând ai să te plictisești și ai să pleci. Și unde să mă duc fără tine, îi răspunse. N-ar fi prea distractiv. Gândește-te la dans, la muzică sau la călătorit. Ce rost are să faci aceste lucruri de unul singur? Nu ai vrea să le facem împreună? Nu suntem noi prieteni? Lumii se gândi, îl privi încet și răspunse. Suntem. Chiar suntem. Vezi? Deci nu e singur. Prietenii vin în pereche. Trebuie întotdeauna să fie măcar doi. Atunci Lumii zâmbi pentru prima oară. Cum adică măcar doi? Pentru că odată ce ai un prieten, descoperi cât de minunat este de fapt prietenia. Și apoi devine răbdător să ai și mai mulți prieteni. Nu știam că prietenia e contagioasă. Ei bine, este. Mina, ești... Știu, ai mai spus odată, sunt special. Da, ești special. Și tu. Și eu ce? Și tu ești special. De ce? Pentru că plâng? Nu. E special pentru că ești prietenul meu. Lumii zâmbi din nou. Ești prima mea prietenă. Iar tu ești primul meu prieten din cer și împreună vom găsi drumul spre casa ta. În acea noapte, cei doi au călătorit prin toată lumea. Dar, deși au întrebat peste tot, nimeni nu a știut să le arate drumul spre cer. Mama mea spunea că marea și cerul se întâlnesc la linia orizontului și devin una. Unde, întrebă Lumii? Dar Mina a început să țopăie de fericire strigând. Iupi! Știu! Am găsit cum să te duc acasă. Ce? Unde? Cum? Marea e albastră, la fel și cerul. Când cerul e supărat, se umple de nori, iar marea de valuri. Cerul și marea au o legătură aparte. Deci ce? Întrerupse Lumii. Ești un băiat deștept, am să spun o întrebare. Ai văzut vreodată cerul plângând, iar marea râzând în același timp? Nu, niciodată. Deci, cerul și marea sunt foarte apropiați, ca un frate și o soră, sau ca niște verișori. Oricum, prieteni sunt cu siguranță. Au același acoperiș, aceeași casă. Dacă urmărești marea, te va conduce sigur acasă, la casa ta frumoasă. Cei doi prieteni s-au îmbrățișat. Și înainte să răsară soarele, Lumii sări în apă. Prietenii vin în pereche, trebuie întotdeauna să fie măcar doi, strigă el către licurici, chiar înainte de a ajunge la linia orizontului, acolo unde marea și cerul se întâlnesc. Lumii cu siguranță a ajuns acasă și a primit o lecție foarte importantă. E atât, dar atât de frumos să ai prieteni. Noapte bună, copii!